pentru a ne încălzi sufletele și inimile pline de emoție. Mulțumim frumos tuturor celor care participă și au contribuit la servarea noastră, atât la școală cât și aici, în cadrul Consiliului Local, în cadrul Primăriei Corbasca. Vă dorim audiție plăcută. Programul nostru este un program format de cântece clasice, cântece de stea. Și dorim să cântăm la urmă împreună Voce de stea minunată. Doamne așa. Domnule,
Thank you.
name. La mulți ani cu sănătate, Sfintele sărbători ale nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să vă fie cu pace, cu bucurie, cu liniște și cu tihnă în casele și gospodăriile dumneavoastră. La mulți ani! Doamne ajută! Mulțumim frumos tuturor copiilor, tuturor cadrelor didactice implicate în sărbarea noastră. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut, părinților care au avut îngăduință să-i lase pe copii pe temperaturile acestea mai joase, dar care ne aduc aminte de copilăria fiecare dintre noi, care era și cu zăpadă. Să dea Dumnezeu să vină și zăpada, ne-au apă la pluma cea albă, care să ne odihnească pe adevărat în mijlocul acestei sărbători frumoase. La mulți ani! Doamne ajută! Mulțumim și ansamblul Buzdiocu pentru sonorizare. Mulțumim de suflet. Le dorim și noi și vreau să vă binecuvântate. În continuare va urma un program dedicat obiceiurilor și datelor străbune pre-creștine, dar pe care noi le-am împământenit, oferindu-le această frumusețe legată de binele care trebuie să ne nască. Și în continuare vom pregăti aceste obiceiuri, îi lăsăm să vină aici în centru să se desfășoare, pentru că sunt obiceiuri frumoase legate de lucrurile noastre minunate. Vă invităm la ajutători. Domnul profesor!
ce cu6. Și vitaminele pentru coborâri primare. Thank you.
Ah!
Bună ziua! Două secunde, dacă sunteți amabil să mă ascultați. Stimată doamnă director, preacucernici, preoți, parohi, dragi cetățeni, părinți în general, bunici ai copiilor care ne-au colindat astăzi, vreau să încep prin a mulțumi școlii generale pentru obiceiul frumos pe care fiecare an și-l păstrează și vin să ne colinde aici la primărie și de aici să vă colinde și dumneavoastră în toată comuna așa frumos cum de fiecare dată la Corbasca s-a întâmplat. Am vrut neapărat să iau cuvântul pentru că mi s-a reproșat că de 30 noiembrie de Sfântul Andrei n-am vorbit și l-am lăsat pe părintele să vorbească. Pot vorbi și eu foarte mult. Am lăsat părintele să se documenteze și cred că a făcut-o foarte bine. Lucru pentru care îi mulțumesc și astăzi. Îi mulțumesc părintelui Lucinski pentru râvna pe care o depune în a ne prezenta în fiecare an colinde atât de frumoase din istoria noastră milenară de popor creștin. Vă mulțumesc tuturor pentru că astăzi sunteți aici. Aș vrea să vă urez tot ce este mai frumos din lume, să fiți sănătoși în primul rând, pentru că ăsta e cel mai important lucru. Să vă găsească sărbătorile curați și minunați, până la urmă despre asta este, știu eu, în perioada asta de sărbători, curați, mergeți la biserică să vă mărturisiți, mergeți la biserică să vă împărtășiți cu Sfânta Taina Împărtășaniei, să fim mai buni, despre asta este Crăciunul, poate într-un târziu o să învățăm cu toții, știu eu, mă refer la mine, ce înseamnă cu adevărat Crăciunul. Știu eu, la vârsta noastră începem să înțelegem despre ce este vorba, suntem un model pentru cei mici și trebuie să fim alături de ei, să le arătăm ce este Crăciunul, ce înseamnă sărbătoarea nașterii Domnului și cum trebuie să ne, știu eu, manifestăm de, cu ocazia acestei sărbători. Cu toate că contextul internațional și european nu este unul, știu eu, care să ne dea foarte multe șanse să fim optimiști. Eu am părerea că vom avea un an bun pe care îl așteptăm cu toată încrederea. Vreau să vă promit că din punct de vedere administrativ o să fim alături de dumneavoastră, alături de toată lumea, mai ales față de cei vulnerabili, pentru că asta facem în perioada asta și dumneavoastră o să vedeți că o să fim prezenți peste tot, la casele celor fără ajutor, la casele celor nevoiași. Echipele noastre deja împart cadouri și ajutoare pentru toată lumea care este în situație de necaz astăzi. O să fim tot timpul anului alături de dumneavoastră și vă promitem că așa vom fi până când, eu știu, Dumnezeu să părăzească, să fie altcineva în locul nostru. Dar până atunci mai este mult, așa că avem încredere că avem mult de muncă, da? Vă urăm sănătate multă, să vă găsească sărbătorile alături de cei dragi, cu mesele pline și bucuroși de sărbători. Sănătate multă să vă dea Dumnezeu. Acum să aveți răbdare, să petrecem alături de ansamblu profesionist Busuiocu, care până la urmă este o revendicare a Pământului Comunei Corbasca. Eu așa am zis că Pământul Comunei Corbasca își cere tributul. Și tributul este astăzi aici. Vă mulțumim, domnilor, mulțumim și domnului Rigu, pentru că astăzi vine lângă noi și ne ajută cu ce știe dumnealui să facă mai bine, ca fiul al satului nici nu avea cum să nu vină. Mulțumim la toată lumea și vă urez audiție și vizionare plăcută. Să rămână la sănătate, sărbători fericite! Thank you.
Vă spune din nou ansamblul folclorică Busuiocul din Bacău. Vă mulțumim pentru invitație și ne bucurăm că suntem din nou la dumneavoastră. Chiar dacă e mai frig așa, eu zic că o să ne încălzim pentru că o să vă invităm și la dans. Conducerea muzicală este asigurată de Victor Coman, coreografie Gheorghe Vlase, regia artistică Liliana Vlase și manager Marius Romanescu. Astăzi încep așa când vă cânta. Să ascultați o piesă frumoasă, o sârbă și vă invit și la dans, ca să ne încălzim, după cum am spus. Nu, nimic, nu poți să nu iei.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Nu suntem de la Bacău și urăm tot neamul tău.
Decembrie vă așteptăm la Raiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă, care are loc la Bacău, în fața prefecturii. Deci pe 27 decembrie vă așteptăm la Bacău. Mulțumim frumos!